O fetiță de 11 ani din municipiul Zalău a plecat marți dimineața 12 iunie de acasă și nu s-a mai întors. Din păcate aceasta nu a mai ajuns nici la școală. De atunci este de negăsit. La data plecării, Piroș Iulia, de 11 ani, din Zalău a plecat de acasă și nu a mai revenit până în prezent. Dispariția a fost sesizată de mama acesteia prin apelul de urgență 112 la ora 21 și 25 de minute, care a precizat că fetița a plecat în dimineața zilei de 12 iunie la școală și nu a mai revenit acasă. La plecare era îmbrăcată cu pantalon de culoare albastră, cămașă în carouri alb-albastru, iar în picioare purta pantofi de culoare neagră, semnalmente înălțime 140 Păr lung șaten față o vală fără semne particulare. Polițiștii au format imediat echipe de căutare prin zonele frecventate de aceasta, însă până în prezent nu a fost găsită. Cei care pot oferi informații sunt rugați să anunțe poliția prin apelul de urgență 112 sau cea mai apropiată unitate de poliție.